James Marshall Jimi Hendrix, născut Johnny Allen Hendrix, a venit pe lume la 27 noiembrie 1942. La 12 ani, pe când copilărea în Seattle, a învățat să cânte la chitară, cu timpul a devenit un chitarist cu o tehnică de neîntrecut, iar stilul său nou, de a cânta la chitara electrică, a influențat majoritatea chitariștilor moderni ai vremii. Stângaci Hendrix cânta cu un instrument pentru dreptaci folosit răsturnat și în aceste condiții devine unul dintre cei mai mari chitariști de rock și una dintre cele mai mari personalități ale hard rock-ului. Yes, I did, I shot her. You know I'm kind of messing around town. But I give it a go. Albumului de debut al lui Jimmy, Are You Experienced, i-au urmat multe altele, fie de studio, live sau albume post-mortem, editate chiar și în 2006, precum Raining Day, Dream Away. Hendrix s-a dovedit a fi un inovator cu o tehnică interpretativă deosebită, greu de egalat, dar și un excentric, din moment ce exersa uneori până la izbucnirea sângelui prin buricele degetelor. Originala zămislirea unor acorduri prin folosirea inimaginabilă a unor părți ale corpului este, iată, o dovadă în plus a comportamentului uneori excentric al lui Hendrix, omul arestat în Canada pentru posesie de heroină, care este găsit mai târziu nevinovat. Una peste alta, trăindu-și scurta viață, Jimi Hendrix a reușit să convingă că a fost chitaristul cu o tehnică extraordinară și un stil nou, un model pentru chitariștii rock ai vremii, considerat de unii dintre specialiști cel mai mare chitarist al tuturor timpului.